Vă invit să ne ridicăm, să citim un singur verset din Scriptură în dimineața aceasta, Cartea 2 Timotei, capitolul 2, versetul 11. Cartea 2 Timotei, capitolul 2, versetul 11. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Aș vrea să repetăm cu toții acest verset. Eu spun până la două puncte. Și după aceea spunem toți. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Amin. Aș vrea să facem o rugăciune. Nu vreau să pierd ocazia să nu vă invit să faceți o rugăciune pentru mine. Și pentru că eu trebuie să vă țin o cuvântare, o predică, trebuie să o fac cu ajutorul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu și am nevoie de rugăciunile dumneavoastră. Dar în timp ce vă rugați pentru mine, rugați-vă și pentru dumneavoastră. Rugați-vă, Doamne, dacă îmi spui ceva, eu vreau să fac. N-am venit doar să ascult. Nu știu câți dintre dumneavoastră v-ați rugat când ați plecat de acasă, Doamne, dacă îmi spui ceva, îți promit că fac. Sau dumneavoastră nu mai vreți, Doamne, vorbește, Doamne, vorbește, da? Când ne rugăm, Doamne, dacă îmi spui ceva, promit că fac. Roagă-te pentru tine lucrul acesta. Dacă îți spune Dumnezeu ceva, să faci. Rugați-vă și pentru mine, rugați-vă și pentru dumneavoastră. Haideți să facem o rugăciune împreună. Vă invit să ocupați locurile, să vin să fie Domnul, chiar dacă nu sunteți de acord cu mine, așa cum zic eu. Domnul e slăvit, fie că ziceți dumneavoastră amin sau nu, dar eu vă dau posibilitatea la o repetiție. Slăvit să fie Domnul. Amin. Eu sunt un predicator care nu plac nici introducere, nici prezentările, așa că o să intrăm direct în subiect. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru în dimineața aceasta, mai ales că stăm la cina Domnului. Trebuie să înțelegeți, creștinismul autentic, complet, are la bază două morți. Eu știu că dumneavoastră ați învățat sau știți că la baza creștinismului stă moartea Domnului Iisus. Trebuie să știți că la baza creștinismului stau două morți. Stă moartea Lui și moartea mea. Moartea Lui și moartea ta. Deci creștinismul autentic și complet nu are la bază doar moartea Domnului Iisus. Pentru că tu nu poți deveni creștin doar dacă accepți moartea Lui și să accepți să mori și tu. Pentru că dacă nu vrei să mori față de lume, jertfa Domnului Iisus Hristos, ea există, dar tu nu ești creștin. Jertfa Domnului Iisus există în lumea aceasta și cu toate acestea, cei mai mulți oameni nu sunt creștini, nu sunt credincioși. Pentru că ei trebuie să accepte să moară și ei ca să devină creștini. Deci, nu uitați lucrul ăsta foarte important. La baza creștinismului sunt două morți. Moartea Lui și moartea ta. Jertfa Lui și jertfa ta. Răstignirea Lui și răstignirea ta. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, care o vreți? Eu vreau moartea Lui. A murit El. Știți de ce vrem moartea Lui? Și ne place. Pentru că în moartea Lui, câștigătorul sunt eu. Eu sunt beneficiarul, Dumnezeu este perdantul. E, Dumnezeu în moartea Fiului Său pierde. Își pierde Fiul, Fiul își pierde viața. Își pierde prestanța, onoarea, reputația care o avea de profet al lui Dumnezeu. Pierde totul. Da? Eu câștig pace, odihnă, iertare, moștenire, viață veșnică, vindecare, eliberare. Păi nu-i fain? O acceptăm moartea Lui.
Și bine facem că o acceptăm, pentru că la baza creștinismului este moartea Domnului Iisus. Da? Și eu când vin la El și pătrund în moartea Domnului Iisus, da? Atunci am iertare, odihnă, pace, eliberare, viață veșnică. Și toate lucrurile astea dumneavoastră trebuie să le mâncați în moartea Lui. A crede în moartea Lui înseamnă să mâncați tot ce a făcut Hristos la cruce. Ei, dar câștigătorul, beneficiarul sunt eu. Nu mă câștig, eu nu fac nimic. De aceea trebuie să înțelegeți. În jertfa Domnului Iisus, în moartea Domnului Iisus, nu-ți trebuie fapte. Îți trebuie doar credință. Adică intri în moartea Lui, în jertfa Lui, prin credință, nu trebuie să faci absolut nimic. Trebuie să crezi, adică să mănânci tot ce a realizat Iisus în jertfă. Toate victorile, toate biruințele, tot ce a fost acolo în jertfa Domnului Iisus, prin credință eu le mănânc. Sunt ale mele, eu sunt câștigătorul, eu sunt beneficiarul. De aceea spune Domnul Iisus, veniți la mine, veniți. Și eu ce fac? Vă cer ceva? Vă dau! Și acum venim la masa Domnului, în moartea Domnului Iisus, noi primim totul. Nu primim iertare aici? Nu primim eliberare aici? Nu primim viața veșnică aici? Ei, eu când mă apropii de jertfa Lui, de moartea Lui, vin prin credință, nu prin fapte. Adică nu poate să-L laud de nimeni că a făcut ceva, pentru că e prin credința în jertfa Lui. Adică toate victorile, toate realizările de pe cruce, acolo diavolul a fost despuiat, a fost lăsat în pielea goală, adică fără putere. Și toate biruințele astea, toate victorile astea sunt ale mele prin credință. Nu trebuie să fac nimic. De aceea, pătrunderea în jertfa Domnului Iisus, lucru care trebuie să-L ai acum când te apropii de cina Domnului, este credință. Pentru că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Deci ne apropiem cu credință. Ei, credință nu însemnează să faci ceva. Credință însemnează să primești ceva făcut. Noi venim acum la ceva făcut. Noi nu facem nimic. El a făcut totul. Binecuvântat să fie El. Deci credință nu însemnează să fac ceva, ci credință însemnează să primesc ceva făcut de El. De aceea creștinismul nu începe cu un fă de la tine, ci începe cu un făcut de la El. Adică totul este făcut, veniți la cină, El a pregătit totul, binecuvântat să fie El. Nu începe cu ceva din partea ta, ci începe cu ceva din partea Lui. Păi aduceți-vă aminte, de exemplu, că vorbea fratele despre învierea Domnului Iisus, femeile astea s-au dus să facă ceva pentru Iisus, s-au cheltuit bani. Au cumpărat miruri, miresme, să facă ceva pentru El. Când au ajuns la mormânt, surpriză. Totul era făcut. O trebuie să facă El ceva? Nu, creștinismul nu începe cu ceva de la tine, începe cu ceva de la El. Începe cu moartea Lui Hristos, în care eu intru prin credință, binecuvântat să fie. Acum vreau să vă întreb. Tot pun întrebarea asta de multe ori. De ce n-au copiii depresie? Un copil de 4-5 ani, de ce n-are depresie? Știți de ce? Pentru că el crede în părinte. El n-are nicio grijă, n-are niciun stres, n-are nicio tulburare. Vreau să vă întreb, ce face un copil de 4 ani să mănânce mâine? E nimic, mănâncă. Cum să nu facă nimic? El mănâncă. Deci copilul e liniștit, n-are depresie. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Depresia, îngrijorarea, tulburarea, depresia este incompatibilă cu creștinismul. Adică nu poți să fii un creștin depresiv. Ceva ai probleme de credință. Adică dacă e totul în Hristos, ce depresie să ai? Vă imaginați dumneavoastră un om cu Dumnezeu de mână, crezând în El, mergând tot stresat? Și am depresie, am panică, am tulburare, nu? Copilul ăla, pentru că el crede în părinte, nu are lucrul acesta, pentru că părintele îi dă tot. El efectiv zburdă, are pace, liniște, să joacă, are o viață plină de bucurie și fericire. De ce credeți dumneavoastră că vrem să ne întoarcem tot la copilărie? E, dar de ce au părinții depresie? De ce copilul nu are depresie și părintele are? Păi exact cum dai tu de mâncare și pregătești mâine ce să ia la școală, n-are grijă tata de tine? De-aia zice, nu vă frământați mintea ca neamurile. Ce veți mânca, ce veți îmbrăca, ce veți bea? Zice, voi căutați-L pe Tatăl. Amin. Și Tatăl vă va da tot. Amin. Gândiți-vă, dacă luați un copil și mergeți cu el la mol. Și în mol vă ascundeți după un colț de copilul nostru. Ce face copilul?
Zice copilul, bă, ce bine că am scăpat de taică-miu. A cui lumea mea, mă joc, cu ce jucării, mănânc ce vreau. Asta face. Dar ce face? Începe să țipe, nu-l mai interesează de nimeni. El țipă, urlă, plânge. Și dacă vine patronul molului și zice, bă, uite sacul cu bani de azi, ți-l dau ție. Tace? Zice, bă, tot molul e al tău. Tace? Când tace? Când apare tata de după colț, el ridică mâinile, se aruncă în brațele tatălui și tatăl îi dă tot. Îi dă și haine, îi dă și mâncare, îi dă de toate. Deci treaba noastră nu este să ne frământăm, să fim depresivi. Treaba noastră este să căutăm fața Lui. Și El ni le dă ca tată pe toate. Deci în jertfa Domnului Iisus, care e la baza creștinului, intri prin credință. Adică trebuie să mănânci toate victorile de la cruce. Trebuie să mănânci să crezi. Asta înseamnă a mânca. Înțelegeți? A crede înseamnă a mânca adevărul și a intra în tine. Pentru că dumneavoastră dacă faceți numai o formă, fără conținut, n-are sens. Deci eu prin credință mănânc tot ce este la crucea Domnului Iisus. Da? Toate victorile. Tot ce e acolo, iau și iertare, și odihnă, și pace, și eliberare. Binecuvântat să fie Domnul. Dacă ești trudit, dacă ești împovărat, ia în dimineața asta, nu pleca așa. Vino la cruce și ia tot și acolo vii prin credință. Binecuvântat să fie. Deci asta a vorbit și Alin, o citit Isaia 53, dar eu vreau să merg pe partea alaltă. Ei, ce se întâmplă? În moartea lui, el Dumnezeu pierde, eu câștig. Dar acum trebuie să mor eu. Pune versetul care l-am citat, 2 Timotei 2,11, zice, adevărat este cuvântul acesta. Dacă am, adică trebuie să mor și eu. De ce nu-mi place să mor eu? Pentru că aici, în moartea mea, pierd eu și câștigă el. Acum mă răstignesc eu, zice, am fost răstignit împreună cu el. Am murit împreună cu el. Acum pierd eu și câștigă Dumnezeu. Mă jerfesc eu, mă sacrific eu și câștigă împărăția. Ei, noi ce facem? Venim, luăm tot din el, dar nu vrem să murim noi. Ei, la cina aceasta vreau să aveți la bază, înaintea ochilor, să intrați prin credință în moartea lui. Dar în același timp, să vă hotărâți să muriți și dumneavoastră. Pentru că nu există un creștinism complet, autentic, fără două morți. Moartea lui și moartea ta. Adică el își dă viața pentru tine, tu îți dai viața pentru el. El se jerfește pentru tine, tu te jerfești pentru el. Nu merge numai o parte. Să iei totul și să pleci, trăiești pentru tine. Nu știu dacă poți să mă ajuți cu versete Romani 6:5. Hai să vedem. Deci așa la Romani 6:5. Dar aș vrea să vedeți dumneavoastră, în adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți, viața de putere, de înviere, despre care ați auzit în dimineața asta, nu se capătă dacă n-ai murit cu El. Deci întotdeauna învierea, viața vine după moarte. De aia zice, noi lucrează în moartea și în voi. Deci numai dacă sămânța aia cade și moare în pământ, aduce viață. Nu există viață, nu există înviere. Noi să nu vedeți că trăim un creștinism plictisitor, fără putere, fără viață. Dar de ce? Pentru că n-a murit Iisus, ba El a murit, dar nu vrei să mori tu. Și nu vei gusta puterea lui Dumnezeu. Noi să trebuie să înțelegeți, Duhul lui Dumnezeu se va odihni peste tine în funcție de moartea ta. Deci dacă tu trăiești în sinele tău, Duhul se depărtează de tine. Dacă tu te odihnești în El și ai murit față de pretenția de sine, atunci Duhul lui Dumnezeu îți umple viața. Deci plinătatea sau umplerea cu Duh are o mare legătură cu moartea sinelui tău. Adică trebuie să mori și tu. Numai așa vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu Lui, dacă ne-am făcut una printr-o moarte. Noi nu vrem să murim. Mai departe. 6. Ai murit? Dă-i pe 6. Care ești pe acolo? Sau? Ai murit, dar în sensul ălalt. Știm bine că omul nostru cel vechi
a fost răstignit împreună cu el. Observați, și răstignirea mea, omul cel vechi, sinele trebuie să moară împreună cu el. Și ce se întâmplă atunci? Trupul păcatului este dezbrăcat de puterea lui în așa fel ca să nu mai fie în robe ai păcatului. De ce credeți dumneavoastră că foarte mulți oameni din biserică se luptă cu păcatul și nu-l biruiesc? Sunt sub presiunea, sub puterea păcatului, pentru că nu vrei să mori. Deci numai când te răstignești, când sinele tău moare și este răstignit, trupul păcatului este dezbrăcat de puterea lui și tu nu mai ești rob al păcatului, ci ești domn peste păcat. Dar nu se poate fără moartea sinului. Duhul nu poate să-ți dea această domnie dacă tu nu mori. Mai un verset, 7. Romani 6:7 zice că cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Deci izbăvirea de păcat are loc numai prin moartea sinelui. Trebuie să crezi în jertfa lui, în moartea lui, dar trebuie să accepți să mori și tu. Cum zice? Dacă voiește cineva să vină după mine, să cânte o cântare, să se roage, să predice. Dumneavoastră trebuie să zice, sinele le face astea. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți, sinele este capabil să facă facultate de teologie. Sinele este capabil să fie profesionist în muzică. Deci cu sinele nostru putem să fim... Eu, de exemplu, mă duc pe la evanghelizare și câteodată, mai ales când vin alegerile, mai vin de ăștia parlamentari, deputați și îi pune să vorbească primarii, îi pune să zică câte un cuvânt. Eu când îi ascult pe ăștia, nu mai știu care e pastorul. Deci vorbește mai bine ca pastorul. Ei noaptea ar fost la chef... Și dimineața au învățat. Au învățat, sinele știe să învețe. Învață să predice, să cânte. Mimează o grămadă de lucruri. Dar sinele nu vrea să moară. Înțelegeți? Sinele nu vrea să moară. De aceea dumneavoastră să vedeți în biserici oameni foarte bine pregătiți în ce privește vorbirea, cântarea sau organizarea. E totul boboc. Dar sinele dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Dacă iau un manager de undeva, un administrator care a fost bun într-o fabrică și îl pun în biserică, știe, fără să fie pocăit, să administreze totul. Nu-ți trebuie neapărat Duhul Sfânt. Înțelegeți dumneavoastră? Deci sinele poate, este capabil. De ce credeți dumneavoastră că spune când i-o da poruncă lui Saul să te duci în Amalec? Amalec în Vechiul Testament reprezintă firea noastră din nou. Și zice să treci prin ascuțișul sabiei ce? Tot! Să treci totul cu desăvârșire. Ce-au păstrat? Cei mai buni pentru cine? Pentru Domnul. Noi avem impresia că dacă venim din afară și păstrăm din sinele nostru anumite talente, calități, le păstrăm pentru Domnul. Nu. N-ai înțeles. Deci sabia trebuie să treacă să nimicească tot ce e din tine. Pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru foarte important. Dumnezeu nu poate fi satisfăcut numai de Dumnezeu. Niciun om nu-L poate satisface pe Dumnezeu. Niciunul dintre noastre, orice ar face. El poate fi satisfăcut numai de Dumnezeu. De aceea, jertfa lui Iisus, care a fost Dumnezeu, îl satisface pe Dumnezeu. Și credința ta în jertfa lui îl satisface pe Dumnezeu. Numai ce e făcut din Duhul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, pentru că Duhul este Dumnezeu, numai ce e făcut prin Duhul Sfânt primește Dumnezeu, ce e făcut prin tine, prin capacitățile tale, prin elocvența ta, prin dicția ta, prin inteligența ta, prin resursele tale, prin capacitățile tale, va pica totul la pământ. Va fi ars și nu va rămâne în picioare numai ce-i făcut prin Duhul. Amin. Eu m-aș bucura așa în biserică să fie câte un detector, cum au ăștia detector de minciuni. Să fie câte un detector ce se face de la sine. Din sinele meu și ce se face prin Duhul. Ați fi uimiți? Cred că s-ar strica la săptămânal. Detectorul. O grămadă de lucruri sunt din noi. Performanța noastră, deșteptăciunea noastră. Eu nu zic că nu trebuie calitate. Eu nu zic că nu trebuie să fim profesioniști, nu trebuie să fie dicție, elocvență, administrare bună, totul. Dar toate sunt sub puterea Duhului Sfânt. Amin. Pentru că numai ce face Duhul prin mine primește Dumnezeu. Binecuvântat să fie. De aceea,
eu trebuie să mor. Și atunci experimentez această înviere, această putere. Ia dați dumneavoastră, dacă poți să pui 2 Corinteni 5 cu 15, dacă poți să afișez. 2 Corinteni 5 cu 15. Eu se zice aici. Și El a murit pentru toți. De ce? Pentru că noi știm de ce a murit. Ca să ne ierte, să ne dea odihnă, să ne dea viață veșnică. Atât? Aici nu scrie asta. Îi și partea asta, dar auzi ce scrie aici. El a murit pentru toți, de ce? Pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Deci El a murit, iau moartea Lui, dar acum mor și eu și trăiesc pentru Dumnezeu. E, noi ce facem? Venim aici, luăm totul de moartea Lui și plecăm acasă și de mâine trăim pentru noi. Asta nu e creștinism. Asta nu e creștinism. Ei totul, când despre El, vorbești despre ei, El totul din cina Domnului și pleci și mâine trăiești pentru tine, pentru familia ta, pentru copiii tăi, pentru nepoțul tăi, pentru... Nu, ăsta nu se numește creștinism. Este un creștinism ciuntit, fără putere. Deci puterea dumneavoastră trebuie să înțelegeți, nu vine, nu vreau să mă leg de nimeni. Nu vine că vedeți dumneavoastră nu știu ce și nu știu cum. Putere, putere, bă, omule, puterea vine când mori tu. În momentul când ai murit față de sine, ai explozie de putere în tine. Nu trebuie să dai reclamă tu. Bă, uitați-vă la mine că am putere. Nu. Ea se va vedea în tine pentru că îți moare sinele și atunci transmiți viață. E, dar noi ce facem? Acceptăm moartea Lui, luăm totul din El și mergem și trăim pentru noi. Ia auziți următorul verset, 16. Dacă poți să pui. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Dumneavoastră înțelegeți, se poate cunoaște un Hristos în felul lumii. Adică cum, ce însemnează să cunoști pe Hristos în felul lumii? Exact ce v-am explicat până acum. Toată lumea de afară acceptă jertfa Lui. Se duce la spovedanie, se duce la cuminicătură, se duc toți la toate bisericile pentru că toți vor ce e în El, în moartea Lui. Dacă întrebați oamenii de afară, vreți iertare? Da. Vreți vindecare? Da. Vreți eliberare? Vreți să veniți? Cred? Da, vrem tot. Dar când pleacă de acolo, își trăiesc viața după sinele lor. Asta însemnează să-L cunoști pe Hristos în felul Lui. Noi nu-L mai cunoaștem așa. Noi îl cunoaștem pe Hristos într-o formă duhovnicească, adică El moare pentru mine, eu mor pentru El. El se jertfește pentru mine, eu mă jertfesc pentru El. El se răstignește pentru mine, eu mă răstignesc pentru El. Binecuvântat să fie Domnul. Cum înțelegeți dumneavoastră că luați cina în chip nevrednic? Ce însemnează să iei cina în chip nevrednic? Păi, dragilor, a lua cina în chip nevrednic însemnează să vii, să iei tot și să pleci, să trăiești pentru tine. Nu-i corect. Nu e normal, este incorrect, nu e vrednic. Adică ai venit și iei tot și nu vrei să dai nimic? Pleci și nu mai vrei să trăiești pentru Dumnezeu. Pentru ce trăiești? Asta înseamnă să iei cina în chip nevrednic. O grămadă de oameni vin aici, iau ca o formă cina și de mâine trăiesc cum vor ei, pentru ce vor ei. Ei, în momentul când dumneata le vii la cină și ei, în momentul acesta te hotărăști să nu mai ai nicio pretenție de sine. Eu am murit, nu mai am pretenții, nu mai am mofturi, nu mai am nemulțumiri. Pentru că am murit, eu vreau să trăiesc pentru Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Asta însemnează mai departe versetul 17, căci dacă este cineva în Hristos, asta însemnează făptură nouă. Nu luați din context versetul și îl citiți pe unde vreți dumneavoastră. Asta însemnează făptură nouă. Cele vechi, adică nu mai cunosc pe Hristos în felul lumii, să iau din El și să nu dau nimic, ci moar El, mor și eu. Hai să mai vedem un verset, Romani 14 cu 7. Aici a apărut o cântare de aici, din versetele astea, foarte frumoasă. În adevăr, nici unul din noi nu trăiește pentru... Vedeți dumneavoastră asta în biserică, în creștinism? Nici unul din noi nu trăiește pentru sine. Și nici unul din noi nu mai trăiești pentru tine, nu mai mori pentru tine.
Trăiești pentru Dumnezeu, mori pentru Dumnezeu. Și atunci apare cântarea. 8. Versetul 8. Când dumneavoastră începeți să cântați, căci dacă trăim și dacă murim, dumneavoastră vă place numai să cântați. Nu, după cântare mergeți acasă și... Înțelegeți? Vreau să vă citesc, am aici o foaie și vreau să vă citesc o rugăciune a unui mare om al lui Dumnezeu. Să vedeți dacă dumneavoastră ați făcut vreodată în viață rugăciunea aceasta. Omul ăsta se roagă așa. Doamne, întărește-mă împotriva mea. Lașul cu glas plângăreț care tânjește după confort, tihnă și veselie. Eu, marele meu trădător, eu cel mai ipocrit prieten al meu, eu dușmanul meu cel mai fioros, eu obstacolul meu oriunde mă duc. Doamne, întărește-mă împotriva mea. Eu știți cum mă rog? Doamne, întărește-mă împotriva lui. El e dușmanul meu. Să mă întărești, Doamne? Am nevoie de putere împotriva dușmanului. Știți care e cel mai mare dușman? Tu. Știți care e cel mai mare ipocrit? Știți care e cel mai mare obstacol la vieții? Eu. Când ne rugăm asta? Doamne, întărește-mă împotriva mea! Lașul cu glas plângăresc care tânjește după confort, tihnă, veselie. Eu, marele meu trădător, eu cel mai ipocrit prietenul meu, eu dușmanul meu, eu obstacolul meu oriunde mă duc. Martin Luther spunea, nu am nici cea mai mică frică de puterile iadului, cu atât mai puțin de papă și cardinalii lui. Mă tem de inima mea mai mult decât de papă și de toți cardinalii lui, căci în inima mea, înăuntru meu, este un papă mai mare care domnește, euul meu. Cel mai mare papă în tine nu e la Vatican. Doamne, ai milă de noi. Cineva a explicat ce înseamnă o celulă cancerigenă. De obicei, celulele au un ciclu. Se nasc, trăiesc, fac urmași și mor. Și trăiesc prin urmași. Și așa trăim noi. Celula cancerigenă este o celulă care nu vrea să moară. Deci, normal, ciclul celulelor este să nasc, trăiesc, fac urmași și mor. Celula cancerigenă apare în corp și zice, eu nu vreau să mor! Și mănâncă, și mănâncă, și mănâncă, și mănâncă, și mănâncă. Ați văzut cum arată un om bolnav de cancer? Cine l-a mâncat? Celulele cancerigene. Dar ele nu știu, celula cancerigenă nu știe că tot mâncând din om, omul moare și moare și ea. Deci ea se numește celulă sinucigașă. În loc să fii o celulă plină de viață, poți deveni o celulă sinucigașă. Și poți spune în trupul lui Hristos sau în biserică, eu nu vreau să mor. Și dai din coate și faci regii și cum ce poți și te cocoțezi și te dai cu... Pentru? De mine nu-și bate joc nimeni. Eu nu-ți preșun nimănui. Păi voi nu știți cine sunt eu? Cine ești? Oh, asta e simplu să ziceți cu gura. Dacă dumneavoastră v-ați considera un nimic, ăsta înseamnă creștinism. N-ar mai fi probleme. Păi dacă-s nimic. Eu mai spun lucrul ăsta, până m-am dus undeva cu soția și ne-a cazat undeva acasă la o familie și el, soțul, pleca și m-am dus sute de kilometri. Pleca dimineața la lucru. Și zicea la nevastă, auzi, dacă să plictisesc, pune să smulgă buruianul. Eu cu nevastă mea. Bă, am zis că zbor ca racheta. De-abia mă împotăli nevastă mea. Ce ai, mă, omule? Păi cum, bă? Zice că dacă să nu se plictisească, să facă ceva. Păi bă, dar dacă vrei să nu mă plictisesc, du-mă și tu undeva. Mă pui la buruian, dar acum vreau să vă întreb, dacă eram un nimic, asta e o cinste. Un nimic să smulgă buruian. Dar dacă e vedetă, nu mai merge cu, băi, la ce restaurant mâncăm, pe la ce hotel, pe unde ne ducem, pe unde ne plimbăm. Am schimbat, noi zicem că nimic, nimic. Da? Nu ne place să fim nimic. Vreau să vă întreb.
Dacă tot am venit, că n-am vrut acum asta, dacă toți ați atins subiectul. Când ați avut, indiferent din ce biserică veniți, când ați avut ultima bătălie în biserică, în care oamenii au o ceartă zdravănă, motivul, care să facă curat la toaletă? Când ați avut ultima ceartă? A, nu vă certați pentru asta? Păi de ce nu e o ceartă? Să fie adunare generală. Dom'le, sunt vreo 10 să bat unul cu altul, nu mai putem rezista. Hai să tragem la sorți pe unul. Nici vorbă. Nu ne batem noi pentru asta. Doamne, ai mele. De ce face sinele asta? Asta e baiul. Să venim la cruce și la cruce murim și noi. Dacă nu suntem o celulă cancerigenă care vom mânca, vom mânca, vom mânca, vom mânca, vom distruge, dar într-o zi vom muri, așa spune. Cine vrea să-și câștige viața, o va pierde. Cine își pierde viața, o va câștiga. Dar știți, chiar dacă noi nu vrem să murim, să ne răstignim, să ne jertfim, Dumnezeu ne ajută. Pentru că e bun și ne iubește. Și toți ăștia care nu înțelegem cu buna, să ne ajută Dumnezeu. Dumneavoastră știți ce însemnează cale îngustă? Că eu merg în multe adunări și eu nu zic că e rău. Pentru unii însemnează cale îngustă fără asta, fără asta, fără asta, fără și n-am nicio problemă. Dar eu vă spun ce însemnează cale îngustă. Fără cale îngustă însemnează fără tine. Adică calea așa de îngustă că nu poți merge cu sinele. Deci pe calea îngustă, numai dacă ai murit, fără sine poți să mergi. Cu sinele tău nu poți merge pe calea îngustă. Deci noi trebuie să înțelegem, oricine are un sine, el este stopat, nu mai poate înainta pe calea îngustă. Nu se poate merge pe calea îngustă cu sinele tău, numai fără tine, fără mine. Asta înseamnă calea îngustă. Și avem un bătrân care ne-a învățat și a zis așa, zice, măi, cu coarnele de cerb care vor crescut, pe calea îngustă nu se poate merge. Că avem așa niște coarne, ne-au crescut, știi, ba ești frumos, ba ești frumoasă, ba predici bine, ba cânti frumos, ba ai o afacere, ba ai bani, ba ai o mașină, ba ai sănătate. Și s-au crescut câte un corn. Nu se poate merge pe calea îngustă cu coarnele astea, cu tine și cu mine. De aceea trebuie să stai coarnele. Ei, dacă tu nu înțelegi să-ți dai coarnele jos, să ți le tai, atunci Dumnezeu, pentru că te iubește, te ajută. Și te bagă într-o școală numită școala tăierii de coarne. Sau altfel, ca să înțelegem, se numește școala distrugerii. Nu știu dacă ați auzit mesajele astea, tot ce vrea Dumnezeu pentru tine este să te distrugă. Eu știu că dumneavoastră vreți altceva. Dar ascultați-mă, intrăm într-o școală a zdrobirii, a frângerii. Dumnezeu n-are nicio milă de sinele meu. Tot ce vrea Dumnezeu pentru sinele meu este să-l vadă pe cruce. Și se va lupta până te va distruge ca să te poată folosi. Te va face praf. Numai un om făcut praf, un om zdrobit, un om frânt poate fi folosit de Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi. Ați auzit? Frângere, zdrobire, distrugere, tăiere. Ei, operația asta pe care o face Dumnezeu este de lungă durată. S-ar putea să țină 10 ani, 20, 30, 40 de ani. Până Dumnezeu reușește ca pacientul să fie lăsat mort. Când este declarat pacientul mort, Dumnezeu zice, na, acum ești bun de lucru. Înțelegeți? Numai atunci ești bun de lucru pentru Dumnezeu când ești declarat mort. Și vă dau două cazuri și ne apropiem de final. Ne apropiem, nu-i finalul. Numai ne apropiem de la așa. Da? Poți să te apropii de Pitești, mai ai. Da? Deci gândiți-vă la lucrul ăsta. Gândiți-vă la David. Băiatul ăsta era un băiat abandonat, marginalizat, trimis în pădure la oi. În timp ce frații lui erau la prezidențiale.
tatăl lor nu credea în David, l-a trimis la oi, era prea mic, era prea copil, era prea gingaș ca să ajungă rege. Și acum închipuiți-vă băiatul ăsta abandonat, marginalizat, lăsat la capătul pădurii. Că dintr-o dată o slugă fuge, aleargă spre capătul pădurii și strigă: David, David! Și David: ce? Și sluga aceasta, robul ăsta, zice: măi, du-te repede că prorocul nu vrea să facă nimic fără tine. Acum gândiți-vă ce s-o fi născut în inima acestui băiat tânăr cu păr bălai. Bă, cineva dă importanță pe mine. Am și o relevanță. Mă cheamă, auzi, nu se poate fără mine. Și fuge și el, și fuge și îl vede pe prorocul bătrân de departe și prorocul bătrân zice: îngenunchează. Și David, băiatul ăsta, se pune în genunchi și ceva îi picură pe cap. Acum copiii dumneavoastră nu știu lucrul ăsta, dar un copil de evreu știa că în momentul când îți curge un de lemn pe cap, ești uns ca rege sau ca profet. Și acum gândiți-vă, băiatul ăsta marginalizat, abandonat, dintr-o dată, sunt rege. Și aude cuvintele prorocului bătrân: iată unsul Domnului. E, din momentul ăsta, în loc să fie înscris în linia regală, să se pună coroana, să fie pus pe un sceptru de rege, intră ani de zile în agonie, în niște suferințe teribile. Acum eu vreau să vă întreb, ce Dumnezeu e ăsta? Mă cheamă, mă unge și mă bagă în agonie. De ce? Pentru că în fiecare din noi, în sângele nostru, curge sânge de Saul. Și Dumnezeu va distruge câteodată pe Saul ăsta din interior cu un Saul din exterior. Și tu te întrebi, bă, dar nu-s amaleciții, nu-s filistienii, bisturiul care taie Dumnezeu, tocmai unsul Domnului din biserică? Tocmai ăsta din comitet? Ăsta arunca cu săget Saul și David ce-o văd? Dacă iei săgeata și dai înapoi, ești un rege după rânduiala lui Saul. Nu ești un rege după rânduiala lui David. Regii după rânduiala lui David nu aruncă cu săgeți. Da? Și trebuie să înțelegeți, ca să mă distrugă pe mine Saul din interior, va folosi câteodată pe cineva din biserică. Va fi bisturiul lui Dumnezeu pentru mine. Și ce o să fac? Eu am avut o experiență de genul ăsta și tare nu a mers bine. Și a trebuit să fiu tăiat sau chiar de ai mei frați și surori să fie tăiate de mine, pentru că eu nu sunt perfect. Și s-ar putea câteodată Dumnezeu să folosească o greșeală de-a mea ca să taie în tine. Și ce faci? Ce faci? Explodezi, sari ca racheta, ce faci? Nu, Dumnezeu va folosi, gândiți-vă, un alt bisturiu cu care Dumnezeu tăia în regele David era tocmai fiul lui Absalom. Măi, dar cum? Tocmai ăsta să mă urmărească, care l-am crescut la sânul meu. Tocmai ea să mă trădeze, să mă înșele, sau el, la care am făcut atâta bine. Și copilul tău pe care l-ai crescut și ai investit și ai dat bani să facă facultate, după aia zice, hai, și te doare tare. Dar toate experiențele astea Dumnezeu le folosește ca să te distrugă în interior. Să-l distrugă pe Saul, să stai în coarnele, să poți să stai umilit. Doamne, ai milă de noi. Și vă mai dau un exemplu. Dacă poți să pui Fapte 7:22, aici este vorba de Moise. Gândiți-vă la Moise. Fapte 7:22. Fiți atenți ce scrie Biblia despre Moise. Moise a învățat toată înțelepciunea egipteană. Acum eu vreau să vă întreb sincer. Dumneavoastră cunoașteți vreun om care să știe toată înțelepciunea românilor? Toată. Dar știți vreun om care să știe toată înțelepciunea nemților? Sau a francezilor? Sau a englezilor? Deci dumneavoastră înțelegeți ce era Moise? Era vârf de piramidă
intelectuală. Nu avea un domeniu, avea toată înțelepciunea Egiptului în capul lui, era vârf de piramidă în inteligență. Nu numai atât, zice, era puternic în... În ce? Dar cum îl știți dumneavoastră pe Moise? Îl știți puternic în cuvinte? Cum îl știți? Dar nu a fost gângavial. Știți ce înseamnă puternic în cuvinte? Există oameni care au inteligență aici, dar nu știu să o exprime. Există oameni care au, gândesc. Au inteligență, au învățat, dar dacă îi pui în față, zice, bă, pe mine nu mă pune că eu nu știu să leg două vorbe. Nu știe să exprime în cuvinte. E, Moise, nu doar că era vârf de piramidă în înțelepciune, era vârf de piramidă în explicație, în explicare, era profesor, era savant, era orator, știa să explice tot ce avea, toată înțelepciunea asta. Și nu numai atât, era și în fapte puternic. Ce însemnează în fapte? Există oameni inteligenți care au aici, care știu să exprime, dar nu pun în proiecte. E, Moise avea vârf de piramidă în inteligență, vârf de piramidă în explicație, vârf de piramidă în proiectare, putea să-ți proiecteze toată înțelepciunea Egiptului în Egipt. Nu numai atât, mai departe, 23. Avea 40 de ani, adică forța majoră ca vârstă. Mai un verset, 24. A văzut pe unul din frații lui suferind de dreptate, a luat apărare, a răzbunat și pe cel a suprit și a omorât pe egiptean. Egipteanul ăsta nu era un copil, era un războinic. Efectiv l-a băgat în pământ. Adică avea și forță. Deci dumneavoastră înțelegeți, vârf de piramidă, vârf de piramidă, vârf de piramidă, vârf de piramidă. Și mai un verset, 25. Credea, păi, dacă era vârf de piramidă în inteligență, în exprimare, în proiectare, în vârstă, în putere, ce credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui. Prin mâna lui le va da izbăvirea, dar n-au priceput. Nu e interesant. Deci Moise, dacă tot era vârf de piramidă, zice, băi, dar voi trebuie să înțelegeți toți că prin mâna mea Dumnezeu va face ceva. Știți ce a urmat? Mie vine să cred că Dumnezeu s-a uitat la Moise, zice, Moise, ești prea puternic. Și trebuie să fac din tine un slab. Și l-a trimis în pustie, 40 de ani la școală. Știți cine a fost profesorul lui? Socrusul. Să te ferească Dumnezeu. Numai socrul cu socra să nu iei ca profesor. Dar Dumnezeu la unii dă. Și voi vreți să fugiți de ei, dar ei sunt profesorii voștri. Nu vreți să stați acolo. Nu vrem. Ce, băi, eu cu socra mea nu stau. Acum, dacă poți să fii liber, eliberează-te. Dar fugi de soacră, ta dai de o colegă de muncă care te torturează. Ai un vecin care îți face zile grele. Dumneavoastră nu aveți cum să căpați, pentru că Dumnezeu aranjează toate lucrurile în tot înțelepciunea Lui pe care nu o înțelege nimeni și va pune niște profesori în jurul tău să staie coarnele. Și Moise ăsta inteligent, deștept, puternic în cuvinte, puternic în fapte, în vârstă, în forță. După 40 de ani, știți cum ajunge? Cu un toiag, nu mai știa nici să vorbească și vine Dumnezeu, Moise, mort. Nohai. Unde, Doamne? Deci acum vor înțelege toți că prin mâna mea de Dumnezeu dau izbăvirea. Atunci, la 40 de ani, pentru că erai tare, ai crezut că prin mâna ta. Dar acum vor vedea oamenii că prin mâna mea. Știți cât e diferența între mâna ta și mâna lui? 40 de ani. De frângere, de tăiere de coarne, de zdrobire. Și noi nu vrem. Operația asta s-ar putea să țină lung. Cei mai mulți nu vor rezista în ea. De aceea nu vor fi folosiți de Dumnezeu. Vor fi o perioadă pe scenă după aia. Dar ascultați-mă. Un om zdrobit, frânt. Noi de asta avem nevoie în țara asta. Să iasă un om de nicăieri, ca Ilie. Să uităm la el. Dar unde a fost ăsta? În pustie. În școala zdrobirii, în școala frângerii. Un om care nu mai are nicio pretenție, niciun moft. Care poate să aibă toată înțelepciunea Egiptului în cap. Care poate să fie orator, care poate să fie proiectant. Dar, zice, eu sunt nimic. Aici vrea să ne ducă Dumnezeu. Dar eu zic să învățăm cu buna. Și când ne apropiem de cine, zicem, Doamne, luăm tot din ea și să credeți, să mâncați și să luați tot ce aveți nevoie. Dar zicem, Doamne, acum plec. S-a terminat cu mine. Voi trăi pentru tine.
Și vreau să închei, există o poveste adevărată. Unul dintre marii dirijori ai lumii a dirijat orchestra într-o sală de concerte și au interpretat simfonia nouă de Beethoven într-un mod uluitor. Toată sala a ajuns într-un delir. Ovaționa, aplauda. Dirijorul, când a văzut ce slavă vine spre el, s-a întors la orchestranții lui și le-a spus următoarele cuvinte. Domnilor, eu, marele dirijor care am dirijat orchestra în seara asta, sunt nimic. Și domnilor, voi care ați interpretat simfonia noua de Beethoven, sunteți nimic. Deci, domnilor, Beethoven este totul, pentru că am cântat muzica lui. Acum eu vă spun altceva. Domnilor, eu, Mihăiță Dănilă, sunt nimic. Domnilor, cei care ați cântat aici în față, sunteți nimic. Domnilor care ați venit în dimineața asta, sunteți nimic. Domnilor, Iisus Hristos este totul. Păi mă, oameni buni, cântăm muzica de pe cruce. N-am făcut noi nimic. Oamenii ăștia vin și cântă muzica de pe cruce. Vă spunem ce s-a întâmplat la cruce. Să pune slava pe mine, care intru în pământ. Să bateți din palme pentru mine. What? Pentru? Am murit eu pentru vreunul dintre dumneavoastră? V-am iertat eu de vreun păcat? Dumneavoastră nu înțelegeți, noi interpretăm o simfonie care a fost compusă când sângele a curs. Noi cântăm doar notele de acolo, s-ar putea să le înțelegem mai bine, să le vedem mai bine și să vă aducem muzica cerului de pe cruce. Dar noi suntem nimic. El este totul. Și acum trebuie să vii la cina Domnului cu concluzia asta în minte. Dom'le, El este totul, eu s-a terminat cu mine. Mor, sunt un nimic. Păi datorită lui Dumnezeu ești aici. Ai avut atâtea haruri, binecuvântări. Ce ți-am făcut eu? Să vii să spui, eu sunt fan al dumneavoastră. Eu am fost fotbalist și au fost fani acolo, nu mai am nevoie. Eu vă spun despre cineva, toți profeții adevărați, oamenii lui Dumnezeu, sunt indicatoare. Dumneavoastră vreau să vă întreb, când vă duceți pe stradă și dați de un indicator care scrie Pitești și vreți să o luați către Pitești, vă opriți în fața indicatorului și ziceți, bă, ce drăguț ești. Hai, ești grozav. Nu, e adevărat, e o apreciere că ți-o indicat. Dar tu te duci la Pitești, tu te duci spre țel, te duci spre concluzie. Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, acolo e în Hristos totul. Uitați-vă la jertfa Domnului Iisus. Uitați-vă la sângele care a curs. Uitați-vă la trupul care s-a frânt. Credeți în Dumnezeu. Renunțați la viața dumneavoastră și veți primi viață din belșug. Duhul lui Dumnezeu se va odihni peste noi. Fără pretenții de sine. Moarte ca să fie viață. Moare El, mor și eu. Se jertfește El, se răstignește El, am fost răstignit împreună, Doamne ajută! Înțelege ce e la baza creștinismului. Moartea Lui și moartea mea. Oare vei accepta aceste morți? Aici e puterea și viața. Asta e nebunia predicării. Să predici despre moarte, să ai viață. Pe asta nicăieri nu se întâmplă. Toată lumea se bizuie pe viață. Noi ne bizuim pe moartea Lui Hristos. Pentru că de acolo a plecat viața. Și când vei muri, viața aceasta se va odihni și peste tine. Mori față de lume. Mori față de sinele tău. Pentru că altfel nu poți să fii un creștin autentic. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pace și binecuvântare. Alin, haideți și...